Secret Love Song, Little Mix și Jason Derulo. 9:36 pe 98.3 FM și online pe bucureștefm.ro. Bună dimineața, București! Îți spun pe 98.3 FM ești, rămânem împreună și astăzi, da, uite, până la ora 10 în această dimineață. Da, suntem în studioul București FM, niciun bece, nicio cramă. Bună dimineața, Ionuț. Bună dimineața, Răzvan. Da, el este Piticu, a fost la trupa simplu. Băi, suntem și acum. Sunteți și acum? Atât că nu mai activăm momentan, am luat o pauză, ne mai relaxăm și noi un pic cu fiecare cu proiectul lui. Și ce faceți între timp? Mergeți prin centru vechi la bere? Băi, nu, nu, eu sunt, nu sunt cu bere asta, ar fi cum. Am înțeles. Eu sunt copil acasă. S-au dus vremurile alea cu distracțiile, știi, cu centru vechi. Așa. S-au dus, s-au apus, acum trebuie să mă ocup de copil. Ok. Asta e? De la vârsta încolo? Păi, vezi? Trebuie să se ocupi și de altcineva, nu mai de tine. Câți ani avem? E, lăsați, 23. Nu, nu dumneavoastră, copilul. Copilașul are câteva luni, are 5 luni. Să vă trăiască, să fie sănătos. La dreapta, la stânga acum, Mira, bună dimineața. Dimineața. Ești rudă cu Mirabela Dauer? Nu. Nu? De, de unde s-au gândit părinții să-ți dea numele ăsta frumos? Știi filmul Maria Mirabela? Ghiți ce, mă cheamă și Maria. Și Maria, și pe pica mea tot Maria o cheamă. Nu era de ajuns, dar da. Era păi mama fană. Eu n-am văzut filmul. Dacă știam pe cuvânt, îl aduceam pe Mihai Constantinescu să-ți cânte piesa da? Asta. Da. Maria Mirabela. Un prinț. Da, nu? Așa era. Da. Nu știu, doar atâta știu, că na. Sub cerul ca umbrela, alături de prieteni. Ce bine. Deci, Maria Mirabela, adică Mira, în studioul București FM. Mai departe, iată, Ionuț Piticu, unul dintre componenții trupei Simplu și Răzvan Petre, subsemnatul. Da, rămânem împreună până la ora 10 și vorbim despre piesa asta frumoasă pe care am ascultat-o și care pe mine m-a impresionat, Petrecere de adio, deși este de bun venit. Astăzi e de bun venit. Exact, de bun venit. De ce Petrecere de adio? Se desparte cineva în melodia asta, în temă? Păi nu se desparte nimeni în melodia asta, dar... Știi, m-am tot gândit, tot stăteam în studio cu Mădălin, tipul care a făcut piesa, care a lucrat cel mai mult la piesă. Îți spune numele întreg, așa e frumos. Mădălin Roșioru. Așa? El a făcut piesa și mă tot gândeam, zic, bă, acum ar fi să facem o piesă de adio, o petrecere de adio. Adică, gen, m-am despărțit de posta iubită și mi-au prit toți prietenii și strâng și fac o petrecere. Păi dacă faci o petrecere, nu te-ai despărțit, ai dat papucii. Deci așa e. De așa se pune problema. Vă să zic că oricum bărbații în momentul în care se despart. Ia, așa. Ce așa. Să duc și păi, da, vă duceți că suferiți. Ce ziceți? Băi, să știi că se spune că în general bărbații suferă mai mult decât fetele după ce se despart. Nu știu, eu cred că e doar așa de fațadă. Sau asta ne place nouă să credem. Dar ce zicem noi femeile? Hai mă, că poate suferă și el un pic. Da, ați văzut filmul, sau cel puțin, uite, îl întreb pe Ionuț, pe Piticu. Ai văzut? Mai zi Ionuț, că mi se pare ciudat că zici Ionuț. Bine, și mie mi se pare ciudat să zic Piticu. Deci, mă, Piticu. Nu ești chiar așa, Pitic. Nu, serios, ce înălțime ai? 1.78. Ia, și eu am 1.67. E o poveste mai lungă de ce mi se spune Piticu. Da, ok, o să povestim și pe aia, da. O povestim și pe aia, la un moment dat. Ai văzut filmul cu Mel Gibson, Ce-și doresc femeile? Băi... Cred că da, dar nu mai mi-aduc acum aminte. Da? Da. Dar ca bărbat, dând mărțișoare de-a lungul timpului, dând cadouri de 1 și de 8 martie, flori și așa mai departe, soției și acum, uite, o să... Dau și la amică, da. O să-i dai și celei mici, asta e, peste vreo 2-3 ani, o să trebuiască să vii cu mărțișoare și cu tot felul de daruri de 1 și de 8 martie. Ai reușit să afli măcar cât de cât așa ce-și doresc femeile? Că e o campanie, marca București. Ia să vedem. Păi, în primul rând... Asta te întreb și pe tine, stai liniștit. Hai că ți-am zis în mașină. Da, mai multă afecțiune își doresc femeile. Atenție. Adică să fim mai prezenți noi, bărbații, lângă femei. Noi nu prea suntem prezenți. Păi dacă avem treabă, trebuie să aducem bani în casă. Da, bărbații exact, sunt ei cu ei. Da, exact. Voi sunteți voi cu voi. Și când aveți nevoie și de alte lucruri... Așa, cum ar fi? Na. Și-a fost ăsta, ești la vreun joc de noroc? Am înțeles? Da? Deci? Când aveți nevoie și de alte lucruri fiziologice, poate, apelați? Mereu toaleta e ocupată că se machează domnișoara. Da, înțeleg, da. Când e nevoie de treburi fiziologice. 9:40, da, Petrecere de adio se numește piesa pe care o să ascultăm imediat pe 98.3 FM și online pe bucureștefm.ro. Revenim și cu alte lucruri interesante și chiar vorbim despre piesa asta pe care o cântă, iată, Piticu de la Simplu și Mira, domnișoara despre care am auzit multe lucruri frumoase și cu care am de gând să vorbesc un pic mai mult imediat. Oficialul merge bine, te invit să ieși. Te plângi că te-am ținut în cușcă și acum nu vrei să pleci. Într-o secundă
fundă. Te sucești, vrea a doua rundă. Ai chef să vânezi pe altul junglă și apoi faci pe pisica blândă. Da, nu mă duci de nas, nu te mai las să mă arzi, să mă arzi. Ci că inima ți se topește, vrei să mă prinzi în clește? Dar știi ce are balta pește, așa că la 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 revedere, love nu mai e. La 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 la, unde love nu e, e petrecere. Adio, 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 adio. Dezordinea e șef în casă, n-am așternut pe pat. De când tu te-ai mutat de acasă cu viața de burlac. La tine jale, domnișoare, îmi dau turcoale. Pune stop la istericale, lacrimile nu-s reale. Și nu mă duci de nas, nu te mai las să mă arzi, să mă arzi. Ci că inima ți se topește, vrei să mă prinzi în clește? Dar știi ce are balta pește, așa că la 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 revedere, love nu mai e. La 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 la, unde love nu e, e petrecere. Adio, 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 adio. Spune-mi ce vrei cu adevărat, fă că în jurul tău e aglomerat. Știu că te-ai tripat, dar știu că îți place viața de burlac, dar vino-mi coace. Promit că o să mă schimb, o să fiu tot ce vrei, o fată cu minte la locul ei. Hai acasă, nu umbla deslegat, ți-am și îngălzit locul în pat. La 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 la, e petrecere, e petrecere de adio aici în studioul București FM. Mira și Piticu, Piticu component al trupei Simplu, că a fost component, că s-a supărat pe mine un pic mai devreme, dar a trecut între timp. I-a difuzat piesa la radio și gata, s-a înseninat, i-a trecut. Nu, spune-mi Mira, Maria Mirabela, cine ești și de unde vii? Eu sunt o fetiță de 1,60 m. Hai să trecem peste asta. Ok. Vin din Târgu Jiu, sunt olteancă, da. Și am venit la București să fac lucruri mărețe. Și încotro te îndrepți? Unde vrea Dumnezeu. Te lași așa în voia sorții, pe aripi de vânt, vorba, de, vorba de ei, nu? Lași, da. Cred că da. O să ai o misiune dificilă. Crezi? În următoarea perioadă. Ești la prima încercare? Nu, pentru că am auzit piesă de la tine. Nu, e prima încercare. Am avut o piesă cu WhatsApp, uh-huh, care a strâns peste 12 milioane de vizualizări, primul meu single. După care a urmat o colaborare cu Corina, Fete din Balcani. Vai, m-am speriat, am crezut că e Corina Chiriac. Jur, pe cuvântul meu de onoare. Păi dacă zici că sunt Maria Mirabela, Maria Mirabela cu Corina Chiriac. Păi da, m-am gândit că dacă îți plac piesele astea, ai colaborat și cu Corina, ceea ce nu e rău. Da. Dar ai văzut și Moga, Marius Moga a colaborat cu Horia Moculescu. Corect. Da, tot care i-a scris Corina Chiriac. Da. Așa? Și am mai făcut o colaborare cu domnul Pitic. Da. Domnul compozitor aici de față. Da. Dar el e și producător și compozitor și dansator și cântăreț? Nu, piesa e făcută la Demoga. Asta am înțeles. Nu, pe partea asta nu sunt cu versurile. Nu. Dacă mă pui pe coreografie, da, e ok. Pe coreografie. Se fac mixuri, se fac piese pentru copii, da. Acum știu eu că Smiley a ajuns om din pricina ta.
Aha, deci de l-ai învățat mișcări pe smiley. Băi, să știi că chiar m-am ocupat de el atunci. Dar perioada aia când am venit în trupă, da, m-am ocupat foarte mult de el. Să învețe foarte multe scheme de ale noastre. L-am văzut acum vreo lună de zile la sala polivalentă la un concert. Nu prea mai avea scheme. Ea nu mai avea. L-a lăsat și la casă pentru o zi. Nu chiar să descurcă bine, să știi. Da, singura chestiune pe care am văzut-o că face smiley, nu le sare în sus așa cu microfonul. Da. Păi, foarte mișto, animă publicul. Glumesc. Glumesc. Ce se întâmplă mai departe? Mai departe, săptămâna viitoare o să scot următorul single. Da. Iar acum am compus două piese. Am scris versuri, am făcut linie, frumos. Ia uite cine scrie piese. Eu, eu și compun. Și urmează să stabilez care este următorul single după următorul, după asta de... Asta pictul, la cât timp reînnoiești repertoriul? Păi știi cum e, lansezi piesa, dacă merge bine, o lăsăm să se bucure lumea de ea, să se sature de ea, după care următoarea, dacă nu merge, dăm cu următoarea. Și spune-mi acum, Piticu, când o să avem și noi o piesă nouă de la Simplu? Și nu numai piesa, când un nou trend așa de dance. Crede-mă că îmi doresc foarte mult lucrul ăsta și nu numai eu, probabil și fanii noștri își doresc foarte mult să ne reunim. E un proiect să ne restrângem și să facem un concert. Adică poate, să vă adunați din nou? Da, să ne adunăm toți. Nu să vă restrângeți? Să ne restrângem, să ne adunăm, scuze. Cât sunteți acum? Cât ați rămas în trupă? 5. Ok. Deci s-a păstrat. S-a păstrat. Și pe când? Păi noi sperăm cât mai repede, mai întâi trebuie să așteptăm să se mai elibereze Smiley. Ah, credeam că se mai elibereze piața muzicală. Nu care piața, e, nu. Tu dai seama că eu eram gen fană, simplu, și când cu el acum, eu eram, sunt născută în 95, adică când eu eram... Când? Da. În 1995? Când am lansat noi... O, Dumnezeule. Avem 5 ani. Deci, în 2000 ne-am lansat. Eu pe la 10 ani eram super mega fană. Deci în 2005. Oficial merge bine. Mie mi-a plăcut cealaltă cu care știi ce bine. A, da. Da. A fost una dintre cele mai pătrunzătoare piese de la trupa Simplu. Deci o să avem o piesă de la Simplu în 2016. Băi, eu îmi doresc foarte mult. Acum trebuie să discutăm, trebuie să punem la masă. Vorbim de mult cu el. Așa și? Și așteptăm să se libereze. El îi dă cu oarecare, cu... De toate. De toate pentru toți. De exact. Atunci când erați pe primul loc în topuri, cine scria versurile pieselor? Majoritatea pieselor au fost făcute de Marius Moga, împreună și cu Smiley și noi. Adică ne adunam toți. Uite, de exemplu, albumul 10 a fost făcut în 3 zile. Adică gen ne-am dus în studio, ne-am închis în studio 3 zile și am scos 10 piese în 3 zile. Și acum toată lumea se vaită că n-are timp să facă albume. Carlos Vin spunea ieri că lucrează de 2 luni la un album și mai are de lucru 2 luni. Păi depinde ce-ți dorești. Dacă îți dorești să întâmple, se întâmplă. No, nu, nu e vorba de asta. Gândiți-vă că am evoluat într-un mare fel. Acum ceva timp, muzica nu se făcea atât de complexă. Ia stai că ne lămurește ea. Ia mă, stai așa, eu mai îmbătrânit. Stai un pic, ia, să auzim. Asta e părerea mea, eu cred că acum 10 ani muzica nu era atât la un nivel atât de evoluat. Adică nu mai știu când a trecut treaba pe CD. Cu casete, știți voi, mamă ce-mi plăcea să scoate. Eu nu mai știu când a plecat treaba de pe CD. Da? Pe Spotify, Pandora și iTunes. Chiar și asta, chiar și asta. Bine, acum se mai fac CD-uri ca să bagi în mașină. Da, acum să știi că la modă sunt chestiile alea care încep cu V de la vinyl. Cu ce? 1995, nu era la modă vinilul, vezi? Vinilul. A, vinil, da. Dar cum? Am pe pereți acasă viniluri. Tapet. Da, gen... Ala este tapet, nu? Nu. Vinilul le-am agățat în perete. Niște obiecte de decor. Bineînțeles. Da, dacă n-ai... Cum se numește? Cum se numește aparatul pe care funcționează toată chestiunea? Stai. Gramofon, așa. Gramofon? Cum se numește gramofon? Nu știu, cred că așa se numește, nu? Nu, se numește... Minidisc? Minidisc. Mi s-a șoptit în casă. Lumea nu trebuie să știe asta. Nu trebuie să știe nimeni, da. Pick-up. Da. Costache a mai dat una, a zis pick-up, dar după aia mi-a spus, sau acum se numește platan. Așa. La pick-up-ul are platan, este altceva. 9 minute rămase până la ora 10, vă mulțumesc că mulțumim și ați venit dimineața asta pe la noi, pe aici, prin studioul București FM. Tu ce zici despre tine?
Eu ce pot să-ți spun despre mine? Îți vorbesc în următoarele două ore, că până la 12 n-am niciun fel de treabă. Okay, la 12 okay. Să ajung în Pipera, dacă vrei două ore stăm la cafea, că beau cam greu cafeaua și îți povestesc tot ceea ce vrei să știi despre mine din 1982 încoace. Doamne! Și mama mai are un an și face 40 de ani, și are 39. Mulți înainte. Mulțumesc. Dumnezeule, emisiunea asta. Bine că se termină. 9 minute și gata, dăm legătura la Craiova, că am la Baia Mare pentru Eurovision, dar nu la Craiova, pentru de 10 ori în România, în toată țara și aici în București pe 98.3 FM, iar mai apoi în pauza de prânz vă așteaptă Mihaela Ionita. Maria Mirabel, adică Mira, alături de Piticu, au o piesă nouă pe care o reauzim. Petrecere de adio se numește. Eu vă spun doar la revedere, pentru că ne reauzim mâine la 6:45 de minute. Bye. Bye bye. Bye. Deschide ochii. Ciulește bine urechile. Răzvan Petre îți spune bună dimineața. Bună dimineața. La București FM.